Bună! Eu sunt Diana și astăzi o să facem un Q&A cu întrebările adresate de voi pe Instagram. Deci, haideți să vedem prima întrebare. Ai vrea să-mi pozezi nud pentru desen? Sincer, nu, pentru că nu am răbdare. Stau foarte prost cu răbdarea și n-aș putea să stau câteva ore nemișcată. Îmi pare rău. Deci, următoarea întrebare. Dacă ar fi ultima zi din viața ta, care ar fi ultimul lucru pe care l-ai face? Dacă ar fi ultima zi din viața mea, mi-aș face toate fanteziile, atât cu fete cât și cu băieți. Următoarea întrebare. Care a fost cea mai proastă experiență pe care ai avut-o? Cea mai proastă experiență pe care am avut-o a fost atunci când am plecat într-o seară cu doi băieți și credeam că mă întorc fericită, dar din păcate n-a fost așa. Și m-am întors la fel cum am plecat. Întrebarea următoare. Ce produse de make-up și skincare folosești? Folosesc doar un singur fond de ten de la Radiant și produse naturale. Nu folosesc nicio cremă, nu folosesc absolut nimic, doar fondul de ten de la Radiant și cam atât. Nu fac reclamă sau ceva, dar asta folosesc. Mai avem o întrebare de genul. Nu trimiți nuduri? Nu, nu trimit nuduri. Dacă vreți să vedeți ceva, intrați pe Only. Următoarea întrebare e cea mai șmecheră. Îți place să faci? Da, e activitatea mea preferată. Următoarea întrebare e o întrebare pe care mi-ați pus-o foarte mulți și o să dezvoltăm un pic subiectul acesta. Câți bani faci pe Only? Atât cât muncești și te implici. Asta e valabil, cred că, în orice domeniu, nu? Dacă e ceva ce-ți place, fă-o. Dar dacă pleci cu gândul să faci bani, nu are rost să începi pentru că nu o să-ți meargă. Sfatul meu e să-ți transformi hobby-ul într-o activitate bănoasă. Adică, indiferent de ce este, că este vorba de OnlyFans, de Twitch, de YouTube, poate să fie orice, din orice poți să faci bani. Deci, o altă întrebare. Au fost cazuri să nu ai încredere în tine? Și de ce depinde acest aspect? Da, au fost cazuri să nu am încredere în mine, atunci când am avut câteva kilograme în plus și apoi m-am apucat de sală și când am văzut că într-un final am scăpat de kilogramele respective și a început să-mi placă cum arăt, mi-am recapătat încrederea în mine și sunt foarte mulțumită. O altă întrebare. Ce cauți la un partener? Să fie smart, în primul rând, arogant și să fie un challenge pentru mine să-l cuceresc. Adică nu să dau un mesaj și să-mi răspundă în următorul minut sau să fie tot timpul la picioarele mele. Nu, vreau să fie genul ăla de bărbat care se dă greu, cum se zice. Și acum o întrebare de la o fată. Prima dată cu o fată, cum a fost și cum ți-ai dat seama că ești bisexuală? Așa m-am născut, când am sărutat prima fată, am avut aceiași fluturi în stomac, același sentiment ca și prima dată când am sărutat un băiat. Următoarea întrebare. Ce este OnlyFans și cum te abonezi la el? OnlyFans este o platformă similară cu Instagram, unde poți posta absolut ce vrei tu, de la gătit până la nuduri, clipuri, etc. Și nu numai, dar despre pașii de abonare o să facem un vlog nou unde o să detaliem și o să vă explic exact totul cum se face pas cu pas. Și acum ultima întrebare. Sentimental ai prefera un bărbat cu un statut bun sau un bărbat modest și sincer? În general, tuturor femeilor le plac bărbații puternici, iar despre sinceritate, haideți să fim serioși. Toată lumea minte. Toată lumea zice acolo, uite ce bună e tipa aia, sau mai scrie un mesaj, răspunde la un story, nu? Vă pup și vă aștept data viitoare la un alt vlog. Cred că o să vorbim despre pisica mea, pentru că am primit foarte multe întrebări despre ce rasă este și toate cele. Așa că dați subscribe aici și ne vedem în vlogul următor. Pupici!